zic, poate funcționează și pune mult mai mult un pic la încrederea de sine, la ceea ce pot eu să fac artist. Desigur că eu foarte mult îmi iau încrederea, îmi iau foarte mult de la oameni, de la gândurile lor pozitive, dar în astfel de momente, uite, când mă trezesc dimineața, e acolo și mă face să apreciez mult mai mult ceea ce fac. Dar nu pune și un pic de presiune pe tine, primile astea nu pun și un pic de presiune, că îți dorești tot timpul să fii și mai bun, și mai bun, și mai bun, nu știu. Nu e presiune dacă îți place ceea ce faci. Uite, eu nu sunt super fericită cu ceea ce am în punctul, în momentul acesta, pentru că îmi doresc din ce în ce mai mult, pentru că știu că se poate. Și de asta cumva nu mă mulțumesc cu ceea ce am. Poate în gândirea altora e greșit, dar pentru mine știu că mai e mult de muncă. De când ai apărut, de când ai lansat, am remarcat, deși eu n-am vreo ureche muzicală sau cunoștințe, că ai un timbru aparte. Totuși și artiștii care au un timbru aparte au și niște temeri sau și puțin așa am auzit. E ceva ce n-ai putea să cânti, ți-e frică de un anumit gen, de o piesă, de ceva? Și știi de ce te întreb? Pentru că, uite, știi că în seara asta este și Loredana Groza, pe, da, să urce pe scenă și e o piesă pe care eu cred că n-ar putea nimeni să o cânte așa cum cântă ea. Bună seara, iubito! A, clar, da, nu. Sunt anumite piese și eu recunosc chestia asta. By the way, îmi place foarte mult de Loredana, deci extraordinar de mult. Sunt anumite piese care nu ți se potrivesc. Și eu înțeleg chestia asta. Adică eu una nu cred că aș putea să cânt nu știu, uite, rock. Chiar dacă, uite, mi se pare acum că am o atitudine mai rockish, mi-ar fi foarte greu să cânt rock. Ar fi challenging. Pentru că eu cunosc ușor zona și știu ce pot face, dar nu mă arunc prea tare pentru că nu o să exagerez. Nu am vocea pentru rock, pentru reggae, de exemplu. Cred că și acolo mi-ar fi puțin greu. Challenging. Deci sunt anumite chestii care nu. Dar tu rock, te referi la rock-ul ăla hard, că hai, nu așa hai, o baladă, nu, din asta da, poți. Da, 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 nu. Asta, ca să înțelegi, că și cei de acasă, că rock te duci în zona aia hard, așa, de metal, nu... Exact, da, acolo n-aș putea. Nu spun că mie îmi place orice gen de muzică, dar nu cred că mă descurc la heavy metal sau... Dar tu ai avut tot timpul timbrul ăsta sau ți l-ai descoperit în timp? Nu știu că poate unii, am observat că unii artiști sunt încă din copilărie așa, alții abia după adolescență au căpătat, nu știu, te maturizezi, mă gândesc că corpul trece prin niște transformări. La tine cum a fost? Uite, e o întrebare extraordinară asta. E un lucru pe care l-am gândit eu de ceva timp încoace. Eu nu știam că am aceste... Hai, cum să-i spun eu, flori... Acel vibrato, nu știam că am acel vibrato, pentru că nu-l foloseam. Nu, și atunci când am intrat în Atom, în echipa mea de producție, au descoperit, au auzit că au zulfin, sunt de atâta timp în industrie și mi-au zis, bombă, e fantastic. Și eram, da, e mișto, wow, cred că l-am avut întotdeauna, dar nu l-am folosit pe piese, cred că cântam undeva mai linear așa. De adevărat că poți să, nu știu, artiștii, dacă se antrenează, poate să cânte de sparg geamurile, sunetul ăla așa, e adevărat sau e mit? Uite, pot să spun că dacă nu ai voce, poți să ai voce. Adică nu cred în treaba aia că, da, eu safon, nu pot să cânt, ba poți pe tehnică, te poți cânta pe note. Într-adevăr, nu o să ai talentul acela, nu o să ai, nu știu, poate să suni melodios. Dar să poți să cânti pe note, oricine poate să facă asta. Și te mai țin un pic, știu că e greu și trofeul, e și frig. Zim ce faci ca să-ți protejezi timbrul ăsta vocal, nu știu, nu renunți la fumat, știi că pe unii artiști ajută fumatul atunci când trec la un alt, la o altă etapă, maturizare din punct de vedere al carierei, pe alții îngreunează. Tu cum te protejezi? Nu vorbești două zile, îți mai ai așa câte o pauză, bei ceaiuri, ce faci? Încerc să nu beau rece în primul rând, chiar și vara nu prea mă arunc la gheață. E ok să fie rece, dar nu... Și încerc pe cât se poate să nu vorbesc tare,
Adică dacă simt că sunt în club, de exemplu, sau nu știu, într-o încăpere unde e muzică tare, încerc să nu țip atunci când vreau să vorbesc cu cineva. Îmi păstrez totuși e un sunet liniar atunci când vorbesc. Și dacă simt că am ridicat puțin vocea așa, îmi dau seama și îmi spun, hei, hai că facem treabă cu vocea asta, hai să ne calmăm puțin.